Dacă nu îmi veți spune ce am visat și ce înseamnă acest vis, veți fi omorâți toți, țipa amenințător împăratul Nebucadnețar. Dacă îmi veți spune în schimb visul și însemnătatea lui, veți fi răsplătiți cu daruri multe și lucruri bogate, continuă împăratul. Cât de nedumeriți erau acei oameni! Cum ar putea o persoană să știe visul pe care cineva l-a visat și apoi l-a uitat? Împăratul Nebucadnețar s-a înfuriat atât de tare încât a dat poruncă ca toți înțelepții Babilonului să fie omorâți. Când a auzit Daniel cele întâmplate la curtea împăratului, a cerut imediat să-l vadă pe împărat. Bine ai venit la o nouă poveste din viața lui Daniel. Acest tânăr înțelept și credincios Domnului a fost încercat de nenumărate ori, însă nu a ezitat nici măcar o clipă să se încreadă în Dumnezeu și să-i se închine lui prin toate faptele sale. S-a întâmplat ca în al doilea an al domniei sale, împăratul Nebucadnețar să aibă un vis urât care l-a tulburat în duhul său atât de tare încât i-a alungat somnul, făcându-l să se frământe într-una ca să înțeleagă însemnătatea acestuia. Împăratul se gândea că acest vis ar putea avea un înțeles ascuns. Negăsind singur niciun înțeles pentru ceea ce i se arătase în vis, împăratul Nebucadnețar s-a gândit în sinea lui. Nu înțeleg nimic. Dimineața îi voi chema pe înțelepții de la curte ca să-mi explice ce e cu visul acesta, și-a zis el. Dimineața a venit, dar când împăratul Nebucadnețar s-a trezit, ce credeți că s-a întâmplat? Ei bine, împăratul nu și-a mai amintit visul. Acum problema devenise și mai complicată. Totuși, dat fiind că în timpul nopții s-a frământat mult din cauza visului, împăratul a înțeles că visul acela era important și nu putea să-l treacă cu vederea. Imediat a chemat toți înțelepții. Când au venit, împăratul le-a zis: am visat un vis ciudat și sunt nerăbdător să știu ce înseamnă. Veșnic să trăiești, împărate, au spus înțelepții. Spune-ne dar visul și noi îți vom reda însemnătatea lui. Da, am uitat visul, a răspuns împăratul. Totuși, mă aștept de la voi să-mi spuneți inclusiv ce am visat. Dacă nu veți spune ce am visat și ce înseamnă acest vis, veți fi omorâți toți, țipa amenințător împăratul Nebucadnețar. Dacă îmi veți spune în schimb visul și însemnătatea lui, veți fi răsplătiți cu daruri multe și lucruri bogate, continuă împăratul. Cât de nedumeriți erau acei oameni! Cum ar putea o persoană să știe visul pe care cineva l-a visat și apoi l-a uitat? Unul din înțelepți a luat cuvântul și a răspuns împăratului. Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată, niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun înțelept, vrăjitor sau cititor în stele. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. De fapt, s-a înfuriat atât de tare încât a poruncit ca toți înțelepții Babilonului să fie omorâți. Când a auzit Daniel cele întâmplate la curtea împăratului, a cerut imediat să-l vadă pe împărat. Ajuns la palat, Daniel i-a spus lui Nebucadnețar: preamărite împărat, dacă îmi vei îngădui puțin timp, voi afla visul tău și îți voi explica însemnătatea lui. Împăratul a acceptat. Îndată, Daniel s-a grăbit să ajungă înapoi la cei trei prieteni ai lui, Hanania, Mișael și Azaria, și le-a împărtășit cele petrecute la curtea împăratului, precum și porunca împăratului de a-i omorâ pe înțelepți. Totuși, Daniel și prietenii lui erau convinși că, în ciuda faptului că niciun om nu ar putea fi așa de înțelept încât să spună împăratului visul, Dumnezeu era singurul care putea oferi dezlegarea acestui vis. Cu o inimă sinceră, cei patru s-au rugat lui Dumnezeu și i-au cerut ajutorul.
În noaptea aceea, Dumnezeu i-a arătat lui Daniel visul împăratului și însemnătatea lui. Cât de mulțumit era Daniel! El s-a rugat astfel: Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie! A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El le dă înțelepciune oamenilor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și în el locuiește lumina. Te laud și te slăvesc, Doamne, Dumnezeul părinților mei, căci Tu mi-ai dat înțelepciune și mi-ai ascultat rugăciunile. Tu ne-ai descoperit visul împăratului. Îndată Daniel s-a dus la capitanul gărții împărătești și a zis: Capitane, să nu omor pe ceilalți înțelepți, ci du-mă la împărat. Am să-i spun visul și însemnătatea lui. Astfel Daniel a ajuns din nou în fața împăratului. Împăratul a ascultat atent și Daniel i-a spus: O, împărate, când tu te-ai dus la culcare, te-ai gândit ce se va întâmpla în viitor. Apoi ai adormit și Dumnezeu ți-a descoperit ce se va întâmpla. Ai văzut în vis o statuie mare și strălucitoare a unui om. Capul era din aur, pieptul și brațele din argint, brâul și coapsele din aramă, picioarele din fier și laba piciorului parte de fier și parte de lut. Apoi, continuă Daniel, ai văzut o piatră rostogolindu-se spre picioarele acestei statui mari, nefiind ajutată de vreo mână omenească. Piatra a lovit picioarele și toată statuia a căzut la pământ, sfărmițându-se în bucăți. Pe când priviai, mai adăugă Daniel, piatra a devenit din ce în ce mai mare, până când a ajuns un munte și a acoperit tot pământul. Împăratul Nebucadnețar a dat din cap, aducându-și aminte de vis și de toate detaliile. Daniel i-a povestit întocmai tot ce visase. Acum îți voi spune însemnătatea acestui vis, a zis Daniel. Împărate, Dumnezeu vrea să te învețe ceva prin acest vis, a continuat Daniel pe un ton ferm. Statuia cea mare reprezintă 4 împărății ale lumii. Împărăția ta este prima, aceasta este capul de aur. După tine va veni un alt împărat, mai mic, reprezentat prin pieptul și brațele de argint. Al treilea este arătat prin părțile de aramă și al patrulea prin picioarele și tălpile de fier. În timpul acestor împărați, a mai zis Daniel, Dumnezeu va întemeia o împărăție care nu va mai fi distrusă. Împărăția lui reprezintă stânca care s-a prăvălit asupra chipului, nefiind ajutată de vreo mână omenească. Dumnezeu își va mări împărăția până va acoperi tot pământul și toate celelalte împărății vor fi sfărmate în bucăți. Aceasta, împărate, este însemnătatea visului tău, concluziona Daniel. Nebucadnețar era uimit. Cât de înțelept era Daniel! Împăratul a crezut că Daniel era un Dumnezeu și era gata să se arunce cu fața la pământ înaintea lui. Daniel însă i-a amintit atunci împăratului Nebucadnețar: Împărate, să știi că Dumnezeu care descoperă oamenilor tainele ți-a făcut ție cunoscut ce are să se întâmple, spuse Daniel. Dumnezeu m-a ajutat să descoper această taină, dar un lucru să știi, dacă mi s-a arătat înțelesul visului pe care l-ai avut, nu înseamnă că ar fi în mine o înțelepciune mai mare decât a celorlalți muritori. Dumnezeu este Cel care vorbește prin mine, afirmă plin de credință Daniel. Atunci, împăratul Nebucadnețar a zis: Daniel, cu adevărat, Dumnezeul tău este Dumnezeul Dumnezeilor și împăratul împăraților și un descoperitor de taine. Copleșit de deslușirile pe care îi le descoperea Daniel și de puterea pe care o dăduse Dumnezeului Daniel de a înțelege ceea ce niciunui alt om nu-i fusese dat, împăratul Nebucadnețar s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui Daniel și i s-a închinat. Apoi s-a ridicat și a dat poruncă să fie aduse jertfe în cinstea Dumnezeului cel preanalt pe care îl sluja Daniel. De asemenea,
care splată pentru că i-a descoperit visul și însemnătatea lui, împăratul Nebucadnețar i-a dat lui Daniel multe daruri și l-a făcut domnitor peste ținuturile Babilonului. De atunci, Daniel era în fruntea tuturor înțelepților împărăției. La cererea lui Daniel, cei trei prieteni ai lui au fost făcuți guvernatori în Babilon. Acestor tineri li s-au dat nume de caldeeni, împăratul numindu-i Shadrach, Meshach și Abednego. Copii, atunci când ne lăsăm conduși de Dumnezeu, El poate să facă lucruri mărețe prin noi. Așa cum Dumnezeu l-a folosit pe Daniel pentru a-i descoperi împăratului Nebucadnețar voia Domnului și puterea lui prin intermediul visului pe care l-a visat împăratul, Domnul se poate folosi și de noi, de mine și de tine, pentru a fi mesagerii Domnului pentru oamenii din jurul nostru. Trebuie doar să ne încredem în Dumnezeu și să-L rugăm să se folosească de noi. Realizat de David și Goliath Productions. Dacă ți-a plăcut acest episod, dă-ne un like și un rating de 5 stele și spune și prietenilor tăi despre noi. Ne găsești pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice altă aplicație de podcast pe care o folosești. De asemenea, ne poți urmări pe canalul David și Goliath de pe YouTube, unde publicăm periodic cântece creștine și desene animate pentru copii. Ca să nu ratezi niciun episod viitor, nu uita să dai subscribe. Află mai multe despre noi pe davidsigoliath.ro.